O viață care se măsoară printr-o operă substanțială de sculptură, dar și de pictură, prin atingerea spirituală care s-a regăsit în fiecare gest de întrupare artistică, prin emulația din marea familie a artei românești de la jumătatea anilor 60 și a familiei în sens restrâns, intim, cu cel ce i-a fost soț și destin. Creația Silviei Radu rezonează cu forța pietrei și a credinței martirilor de la Timișoara, cea mai cunoscută lucrare a sa, cu minimalismul ambientalei de beton de la Costinești și, mai pregnant, cu fragilitatea aparentă a arhanghelilor, a îngerilor ce i-au însoțit existența. Deci am început să fac sculptură fiind colegă cu soțul meu, Vasile Gorduz. Cu care de la bun început ne-am apropiat din cine știe ce motive. Probabil că Dumnezeu le știe. Tot a fost bine și frumos, am terminat facultatea și ne-am și căsătorit. Dar șansa vieții noastre a fost întâlnirea cu Pentru Sofia. Deci s-a schimbat viața noastră și am putut să începe să merge pe un drum drept și bun. O înfiripare a credinței în creația sa a generat serii de lucrări tematice cu o simbolistică creștină. De la portretizări în pictură ale reperelor ortodoxe ale României acelor vremuri, la materializări în sculptură ale îngerilor, ca amprentă definitorie a sa. Cum sunt îngerii dumneavoastră? Cum îi construiți, ca să zic așa, într-un tehnic? Îngerii sunt îngeri, nu știu, din nefericire n-am văzut niciodată un înger. Mai existau copii care spuneau că au văzut îngeri, dar n-am avut această fericire. Și atunci, cum i-ați imaginat? Bine, în primul rând, eu încercând să fac secvențe din viața asta spirituală, am făcut o dată o călătorie, pe mama călătorie, în țara, prima și ultima călătorie în Țara Sfântă cu Părintele Irineu, care este actualul meu duhovnic, urmașul Părintele Sofian. Și acolo ce mi-am cumpărat? O carte cu artă bizantină. Pentru că nu poți să faci artă, așa zis, artă bizantină, nu poți să facă, n-am atâta putere artistică, fără să ai un model serios. Am cumpărat așa carte și acea carte m-a călăuzit tot timpul. Am făcut pe Maica Domnului, pe Mântuitorul, am făcut prăznicare, am făcut îngeri și așa mai departe. Zic bine sau nu faptul că această grădină cu îngeri este a lumii noastre, dar este și a celei. Eu aș spune că aveți perfecte dreptate. Spun că grădina cu îngeri este România. Orice discuție cu dumneavoastră invariabil include și spiritualitatea? Așa o simțiți ca o constantă a vieții? Dar nu văd cum să fie altfel. Dacă noi suntem ortodoxi, nu? Avem o țară ortodoxă, o biserică ortodoxă atât de puternică și de minunată, despre ce să vorbim mai... Ce poate să fie mai important decât noi? Deci România noastră este o țară minunată, cu oameni de cea mai frumoasă factură și cu martiri care sunt cea mai mare bogăție a unei țări. Nu multe țări se pot mândri, pot să spun. E un cuvânt urât într-un dar frumos, dacă e în cazul cu martiri ca martirii bâncoveni. Când spun martirii bâncoveni, mă trece un fior prin spate. Cu o operă bine definită în spațiul cultural românesc, artistul Silvia Radu privește cu seninătate spre ceea ce va fi. Spre locul de la pătroaia natală, unde își va regăsi sufletul într-o iubire, artă și credință. Cea mai importantă împletire sufletească a fost între mine și Vasile Gorduz. Eu am fost și sunt un artist bun. Gorduz este un om cu totul și cu totul un mare artist. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca opera lui Vasile Gorduz să ajungă unde trebuie. Nimic pentru dumneavoastră? Nu. Dumnezeu are grijă de toate. Am trăit într-o lume foarte întreagă. Vedeți? Într-o lume întreagă. Dumnezeu, biserica, care ține totul, România. Simplu, frumos și adevărat.